Smart City este despre bunăstarea cetățenilor și despre reduceri de costuri, despre un confort sporit pentru fiecare dintre noi. Oamenii spun, de ce să vorbim noi despre Smart City? Pentru că orașele din România mai au multe de făcut până să ajungă smart. Este o abordare eronată, pentru că, de exemplu, dacă s-a stricat o stradă, ea nu mai trebuie reparată în stilul în care s-a realizat inițial, ci trebuie să fie reparată într-o manieră smart, adică poți să incluzi niște senzori, să vezi cât este traficul pe acolo, trebuie să pui un management al traficului ca să poți să vezi dacă sunt aliniate semafoarele, sunt coordonate între ele, adică orice se întâmplă nou în oraș, de reparat sau o investiție nouă, trebuie gândită la modul inteligent. Ce înseamnă modalitatea asta inteligentă? Fiecare lucru realizat include niște senzori, include un panou de comandă de unde poate fi acționat sistemul respectiv, care aduce informații și prin informațiile aduse și analizarea lor se pot face foarte mari reduceri de costuri. Vorbim, de exemplu, de iluminatul public. Iluminatul public poate să fie smart prin legarea stâlpilor de electricitate între ei, prin înlocuirea becurilor clasice cu becuri cu LED, prin faptul că ele sunt interconectate și de la un calculator poți să le programezi în funcție de anotimp și de momentul zilei, când să se oprească și când să se aprindă. Pe stâlpii de electricitate poți să mai montezi și senzori pentru siguranța orașului, adică dacă ai făcut infrastructura smart pentru o soluție smart, cum ar fi iluminatul inteligent, poți să beneficiezi de infrastructură și pentru alte soluții smart, cum ar fi, de exemplu, siguranța cetățenilor, să pui camere de luat vederi. Totul este făcut pentru confortul cetățenilor și pentru scăderea de costuri. Mai mult decât atâta, primăriile pot accesa fonduri europene și nu numai. Există fonduri nerambursabile și din Norvegia, și din Elveția, și de la Banca Mondială. Deci sunt o serie de fonduri nerambursabile care pot fi accesate pentru implementarea acestor soluții smart, astfel încât nu trebuie să pui mare presiune pe bugetul local. Ce înseamnă Smart City pe înțelesul oamenilor? Înseamnă de la parcări inteligente, iluminat inteligent, administrație inteligentă, tot ce se poate cuantifica prin mișcarea senzorilor. Și această tehnologie facilitează o mai bună relaționare între administrație și cetățean. Cum? Folosind o aplicație, folosind telefonul mobil sau chiar și un PC. Totul pentru a facilită relația între cele două, între instituție și cetățeni, de a reduce timpul de răspuns între cele două organizații și, bineînțeles, de a reduce consumul de la bugetul local. Toate aceste aspecte împreună o să ne crească nivelul de trai. Cred cu tărie că românii au un apetit extraordinar față de tehnologie. Aici putem vorbi despre educație, avem inclinații spre tot ce ține de științe exacte, cum ar fi matematica, informatica. Deci nu cred că noi nu suntem mai prejos decât cei din vestul Europei și mai mult decât atât avem o infrastructură telecom extraordinară. Tema principală a evenimentului din Constanța zilele acestea este Smart City, Smart Administration. Eu aș spune că ar trebui să pornim un pic invers și ar trebui să pornim ca de fiecare dată de la oameni. De la oameni, poate de la cei mai mici, chiar de la copii. Pentru că o administrație inteligentă se creează până la urmă și cu oameni. Și până la Smart City aș vorbi de Smart People și chiar Smart Village.
Dacă vorbim de zona rurală, zona Poiana a crescut destul de mult în ultimul timp. Acolo, dacă în 2012 nu aveam școală, centru cultural, rețele de iluminat, de apă, de canalizare peste tot, eu spun că astăzi proiectele, unele sunt finalizate, unele în derulare și aș atinge doar 2-3 puncte aici, spre exemplu, pentru a încheia despre sat. Școala era o școală în care ploua în 2012, construită prin anii 50 cu toalete afară. Astăzi avem o școală și o grădință nouă, va fi inaugurată în toamna acestui an. Centrul cultural era în paragină și era închis din anii 90 și a fost reabilitat și reconstruit. Biserica lăsată la fel în paragină, rețeaua de canalizare nu există. Proiectul va începe undeva în toamna acestui an. Rețeaua de apă am finalizat-o în tot satul și este printre puținele sate, poate chiar singurul din Dobrogea, racordat, s-a întâmplat anul trecut, la rețeaua de gaze naturale. Așa că e un exemplu smart, spunem noi, pentru un sat din România și din Dobrogea. Despre orașul Ovidiu, în primul rând, proiectul smart este acela că ne căutăm și eu spun că am găsit deja de câțiva ani de zile o identitate locală și mai ales o identitate culturală. Și am pornit de la brandul pe care îl avem, Ovidiu. Spre exemplu, anul 2015 este un an excepțional pentru primăria Ovidiu și pentru localitate. În anul 2015 am reușit să luăm lacul Sud-Iol în administrare. Tot în acel an am reușit să luăm insula lui Ovidiu, îmi place să-i spun, ca și zona teritorială să ne aparține administrativ. Și tot în acel an, printr-un act de donație, am reușit să reîntregim castrul roman, sit arheologic de însemnătate națională. Toate lucrurile acestea sunt importante pentru că pe această zonă, în zona lacului, în zona siturii arheologic a castrului roman, deja derulăm proiecte pe finanțare europeană. Cum se construiește Smart City la Ovidiu? Așa cum spuneam, în primul rând se construiește cu cei mici, se construiește cu generația tânără, încă din grădiniță. Un exemplu de bună practică ar fi acela că, spre exemplu, din 2012 am deschis două clase pentru program prelungit la grădiniță, nu aveam până atunci. Susținem chiar financiar primăria prin Consiliul Local norma de hrană a copiilor în proporție de 50% noi, 50% părinții. Primăria Ovidiu susține tot ceea ce înseamnă sport și cultură în localitate pentru copii. Se face gratuit prin clubul sportiv sau centru cultural. Dorința noastră a fost să căutăm soluții, să-i scoatem pe copii din casă, de la tablete, de la calculator sau de pe telefon și să vină să facă sport sau un cerc la centru cultural. Sunt aproximativ 15 cercuri la centru cultural și încă pe atâta ramuri sportive. În linii mari, cam 1500 de copii care fac gratuit ori sport, ori cultură.